Bine v-am regăsit, o să vă arăt cum ascult cuțitul de la mașina de tuns iarbă. Se tocește cam la 5-6 tunderi, să zic așa, depinde și unde o bag. Mai am mușuroaie de furnici și în pământul ăla se mai tocește. Înainte foloseam, cred că ați mai văzut prin alte clipuri de ale mele, fie o pilă, fie o piatră abrazivă, cum se folosea înainte la ascuțit coasa. Însă am decis să folosesc flexul ăsta de la Makita cu acumulatori. Însă nu i-am pus pânza pentru polizat. Am pus un disc din ăsta cu lamele din astea de șmirghel. Nu mai știu ce granulații are, ar putea să scrie pe aici, dar în orice caz. Am zis că cu ăsta o să se ascută mai bine, o să se tocească mai puțin. Am încercat cu discul de polizat, însă mușcă foarte mult din material. Așa, cu ăsta ia mai puțin, dar ascute mai bine. Am făcut deja partea asta, o să vă arăt la sfârșit cum vine. Asta e partea neascuțită. Asta e partea pe care vreau să o ascut. Vedeți că e un pic cam tocită. Și aici este partea pe care am ascuțit-o deja mult mai bine. Și tot la fel vreau să-i fac și la asta de aici. Și pe urmă o să mai dau o tură prin iarbă. Haideți să vă arăt cât de simplu se poate ascuți un cuțit pentru mașina de tuns iarbă, folosind un flex, un disc din asta lamelar și să vedem cum a ieșit. Deci ați văzut cum era neascuțit. Este foarte important să ascuțim cuțitul pentru că o să adune și mai bine o să taie mai repede. Nu se mai chine nici motorul mașinii. Inevitabil, fiecare avem prin iarbă sau pe unde mai tăiem pietricele și cam așa arată ascuțit. Foarte bine. Deci pentru iarbă e suficient și în felul ăsta se ia și mai puțin din material. Așa, cu discul de polizat în 5-6 ascuțiri s-ar fi tocit de tot. Și asta e soluția cea mai bună pentru ascuțit. Acum o să montez cuțitul la loc, așa cum era. Deci, are o pioliță aici în spate, trebuie băgată ca să nu atingă direct de suportul ăla. Și încă ceva la mașina de tuns iarba, dar probabil o să vă arăt mai la toamnă când o să o curăț de tot. Acum o las un pic mai neîngrijită, să zic așa, pentru că oricum o folosesc aproape săptămânal. Iarba crește foarte repede. O să vă arăt cum întrețin mașina de tuns iarba. Important este ca toate aceste guri de ventilație să fie tot timpul curățate, să nu fie obturate de iarbă rămasă, pentru că motorul trebuie să se ventileze. Iar la fel, acest cadru trebuie întotdeauna să fie curățat. El, în mișcarea lui de rotație, a zis că face acel vârtej care ajută la adunarea ierbii cosite, și dacă este plin de pământ sau resturi de iarbă, nu o să mai poată aduna în modul cel mai eficient și
o să înceapă să lase pe jos. Deci țitul este montat, o să trec la pregătirea mașinii pentru tundere. Am și sacul.